Hei, mă cheamă Daruse și am capul mare și Rafael e sare. Dar se le-am dat drumul la filmare, mă, ce mă de face așa? Scuze. Gata, Darusele. Deci fii atent, Darusele. Astăzi te-am adus aici alături de Alex să vă duelați voi amândoi, nu eu contra voi, să vă duelați voi între voi la Stumble Guys. Vreau să zic ceva, Darusele, să știi că pe mine m-a chemat prima. Ba nu pe mine! Nu e adevărat, am să fadă. Gata, v-am chemat pe amândoi, pentru că când am filmat atunci cu Darusele prima oară, am zis că o să facă și cu Alex și tu poți să practice. Da, pe amândoi v-am chemat, practic, și acum dăm unul pe mine. Da, am înțeles. Slabă, Alex, slabă! Nu că mă acum, dar să le și cu Alex, fiți atenți, înainte de toate, să intrăm aici apășul, pentru că uitați că s-au făcut astea foarte mici de super lucky win. Poate să pice și emote acum de Black Friday din partea asta. Mamă, cum ar fi să-mi pice un emote, chiar așa avea nevoie. Bine, eu nu o să mă bat în episodul acesta, că o să vă bateți voi între voi, dar haideți să vedem. Hai să vedem ce se mai află aici, bășul. Vedem că sunt foarte multe chestii pe aici, dar nu prea am gemuri. Ok, mamă, eu uitați-mă, vedeți, mamă, gift ăsta. Dar bine, ăsta ce e? E un emote, ceva de la cum ar veni. Ok, deci luăm. Dacă îi dau echipul, unde să pune oare? Ia, stai să vedem. Deci dau echip așa foarte, foarte frumos. Și unde s-a pus? Să ce e, mă, Darusel, de fapt? Alex, Darusel, fiți atenți. Începe meciul. Prima rundă, să jucăm prima hartă bloc. De aici, 1, 3, 2, 1, deși, atenți, Darusel, Alex, eu să mă arunc, mama asta, ok, am înțeles ce era chestia aceea cu Thanksgiving-ul ăla, ok, în fine, nu mai contează asta, dar ceea ce contează, mama, ce skin ai, bă, Darusele, de unde le-ai, mă? Am hack! Aia! Băi, da, știu, Darusele, că ai hack. Ok, deși, atenți, acum vă bateți voi între voi, tot meciul, practic, eu azi nu fac nimic, eu nu o să mă bat, data viitoare, cred că o să mă bat eu contra voastră, dacă vor și oamenii asta, dar... Măcar m-a schimbat, dacă n-ai, nu ai arătat nicio schimbă, Darusele. Alex, ți se pare că, bă, chiar sunt curios care e mai bun dintre voi, bă, dar, sincer, aș merge pe mâna lui Darusele. Asta a fost de test, da? A fost de test. Mamă, ce dansează, bă, Darusele, mamă, dar... Nu te mai bucura atât, că e de probă. Mamă, Darusele, ce skin ți-ai luat, Darusele, dar câte skin-uri ai, mă, pe bune? De unde tu te-ai skin-urile astea? Nu contează pentru că se face... Nu contează pentru că se face! Mamă, dar să vezi că ai skin-uri mișto, rău, tot, Darusele, vezi că arăși tu mai bine. Ok, măcar să ai skin-uri. Bine, oricum ai câștigat prima rând, asta e foarte, foarte bine. Vreau ca oamenii să... Bă, alo, păi era de probă. Nu era de probă! Mai e nimic tu taci! Gata, nu vă mai certați. Aveți răbdare, lăsați-ne pe mine să termin ce am eu de zis. Deci prima oară, acum vreau să zic, să scrie oamenii în comentarii cine o să creadă oamenii că o să câștige între voi doi astăzi. Și după vreau să mai scrie oamenii încă o dată în comentarii ce vreți ca data viitoare să facem. Adică dacă vreți să mă bat eu contra lor sau dacă vreți să se bată Darusel contra mea și Alex sau Alex contra noi, cum ar veni, practic. Mi s-a stricat mouse-ul, bă! Darusel, vezi cum spargi mouse-ul acum, acum ai făcut totul cu tastatura atunci cu mine în primul episod. Ce fără! Ce? Deja chiar a plecat cu totul, nici nu s-a mai auzit, în fine, ok. Darusele cel mai bun. Ok, deci Darusele ai câștigat pe bloc. Deci acum schimbăm pe bloc. Deci Andres, pentru că fii atent, Darusele, ai practic 2-0 și eu zic că nu se mai face al treilea meci, că într-un fel tu ai câștigat, ai un punct, Darusele, la general, prima hartă. Ce mă, ce vrei? Iau tot aia că la cul. 6-5-2012. La ce se mai o la codul ăsta? 6-5-2012. Da, așa. Și care e faza cu el? Darusele 2012 și Alex 2012, adică să fiu un semn că și tu o să fii Rafael 2012. Bă, cum adică să intru în clanul 2012? Nu, mersi, ok, deși să atenți acum. Hai să vedem acum Alex cu Stumble Guy cu Darusel, să vedem acum. Eu mă rog, mamă, deși a pus Alex skin de prințesă, bă, dar... De aici apare picior în gură, direct, și o să mor. Mamă, ce faci, mamă, ți-mi brațe amândoi, ia, mamă, ce luptă strânsă acum. Fraierul, da, mă, ia de aici.
Dar tu dacă ești tot așa de bătut. Ok, foarte, foarte bine, mamă, deci s-aude tastatura de la Alice, e tryharder, pe bune, Alice e cea mai mare tryharderiță din lume, la modul cel mai serios, că s-aude tastatura, s-aude totul. Bă, Darusele, Darusele, vezi că ai grijă, că și-a schimbat skill-ul, s-a făcut prințesa acum, și acum dacă e prințesă, Darusele, tu că e rost să cam pierzi. Exact, pentru că așa e menit să fie, așa e scris. Anu, anu, prințesa mea. Bă, ce mi-ai zis, cum? Fraiera mea. Ok, ia să vedem, mamă. Deci am întâi, mă, da, voi ce emoturi aveți, toate emoturi, gen aici, puse, ce emoturi aveți voi puse? Eu, inima, piciorul și un taun, adică ca la șmecheri. Adică eu am piciorul și inima și două taunturi. Adică ca... Ai, fraiera! Ah, da, ok, am înțeles, deci tu ai două, deci tu ai doar piciorul și cu inima, mă, credeam că e mai mult, Alice, credeam că ai trei, sincer. Asta a fost de pro... Bă, dar stai așa, mă, că tu n-ai schimbat pe bloc de Chandler's, bă, nu se pune runda. Bă, da, a, nu se pune, că nu-i corect. Mă, stai puțin, că eu schimbasem pe bloc de Chandler's, de ce nu s-a pus? Eu pusesem pe bloc de Chandler's, sau cum adică, ia să mă uitea. Dacă intră la party, dau la custom, aici, uite, bloc de Chandler's, de ce nu s-a pus? E fraieră, bă, lasă-l, e fraieră. Ok, uite, mă, că e bloc de Chandler's, acum apare, că nu știu mai devreme, sincer, n-am fost prea atent, sincer, la asta, dar vreau să... Acum apare, uite că-i wave 2, sărea în ochi, dar nu poți, deci nu se pune, e tot 2-0, da? Nu se pune. Aluci, țărana e pe câmp, țăranca e pe câmp. Da, mă, dar să-l, nu, fii atent, mă, dar să-l, dar vreau să te întreb, de unde ai tot arhirurile astea, mă, dar să-l, că sunt prea chiar mișto, mă, dar să-l, de... Trebuie să pui iară bloc de Chandler's. N-a fost bloc de Chandler's acum. Nu, deloc, Alice. Deci nu, ok, mamă. Bine, 1-0. Ok, e 1-0. Acum intră. Bă, dar să nu stai puțin, că se ia pe fiecare hartă. Adică la prima hartă ai câștigat tu. Acum se face cum ar veni partiția la harta aceasta. Cum ar veni, tu ai într-un fel, ai bă, ai două puncte, dar de fapt, să termină și ăsta, mă, dar să le. Adică acum trebuie să intrăm pe altă hartă. Dar hai că mai dăm încă un bloc de Chandler's. Nu, bă, nu se pune, bă, pentru că atunci nu a fost bloc de Chandler's. Prima rundă chiar nu a fost bloc de Chandler's, da? Bine, hai mai dăm o dată pe bloc de Chandler's și cam atât o să fie. După ne schimbăm direct pe laser, deci, sau pe laser celălalt. Intrăm pe laser celălalt și după pe laser, deci, vă ce spuneți? Laser celălalt. Ok, deci tu... Laser celălalt! Ceea ce văd eu la tine, Darusele, că ai foarte multe skin-uri și nu înțeleg de unde, bă, Darusele, tu parcă nu te-ai mai jucat, așa îmi spuneai tu mie. Bă, am zis că m-ai jucat, ce ești, fraier? Ok, mamă, bă, Darusele, o iau mai ușor, fii atent, te-la. Bravo, bă, Darusele. Bă, tău! Bine! Bă, pleacă, bă, de aici! Tu, nu faci mie! Nu! Ok, ia să le dea pe Darusele, mamă, Darusele, bă, dai, super, ai hibi, hiperactiv, Darusele, nu înțeleg, bă, Darusele, bă, dar îți place, mă, stau mâlgăi, stau atât de mult, Darusele. Ata pe lângă că e fraiere și acum o să moară. A, deci nici mă bagă seama, Darusele, clasic, ok, ok. Păi, dar tu nu trebuie să fii băgat în seamă, tu trebuie să stai și să te uiți. A, mulțumesc, păi da, Alice, dar eu sunt aici antrenor, cum ar veni arbitru, toate astea, eu trebuie să comentez meciul, dar, na, mai vorbesc cu noi și... Uite că zic noi că nu trebuie. A, nu trebuie, nu? Adică, păi și vorbește tu, Alice, în locul meu, atunci vorbește și în locul meu. Nu, că de fapt ne trebuie. A, am înțeles, deci, am înțeles, ok, ia să vedem, ia, mamă, da, mamă, cum ai dat, cum era să cadă, dar să-l poate direct cu un cadele pe Minecraft. Nu, bă, dar n-ai cum, are de toate. Ok, practic Darusele a câștigat până acum. Darusele acum sunt la a treia hartă. Darusele are 2-0, practic, la primele hărți că a câștigat. Mamă, ce v-ați costumat amândoi? Bă, păi, da, eu sunt aici din pădure, din junglă. Da, ești din junglă. Dar unde sunt, bă, în junglă? Ok, păi, da, bă. Ia, stai puțin, Darusele, gata, bă, Darusele, nu mai fi așa fericit. Bă, okay. Asta nu e ce vreau eu, am celălalt, care e și bloc de... V-am întrebat ce ai zis ăsta, acum facem pe ăsta și fii atentă, ce vreau eu să zic, Alice, este în felul următor. Acum Alice trebuie să câștigi neapărat următorul meu și celălalt, pentru că Alice, practic, dacă o să câștige, dar îl trece la harta asta, tu nu o să mai ai vreo șansă, chiar dacă intrăm pe laser, deci. Deci eu o să câștig, ok. Ok,
Ok, gata, hai să te vedem cum o să câștigi acum. Scrieți în comentarii voi dacă credeți că Alice o să câștige de acum încolo. Că Alice așa le-a zis, ne-ai promit, Alice, că poți să câștige, nu-i așa, Alice? Alice, era! Da, 100% vă promit. Da. Nimica. Ok, dar Sel, poți să nu mai scoți sunetele din alea ciudate? Dar nu pe la fel, asta a fost rău, că m-a dat din burta. Dar Sel, n-ai învățat să te duci tu la baie când e nevoie? Păi nu, Parafale, eu nu plec până nu bate Alice, ok? Deci tu o să câștigi, practic, ok, hai să vedem acum, eu o să mă arunc și să vă văd pe amândoi cum vă duelați aici, pentru că Alice din junglă, dar Sel din spațiu, practic, și da, hai să vedem acum. Ok, fiante meu, ce faci, Alice, și cu schema de bebe la Anis? Se băcă și tu ai făcut aceea schema cu 2 secunde, să nu te aud. Ia uzi. Hai zi, mâră, fraieră, fiante nu! Oșit. Da, mă, de la distanță, stai calm. Ia, e de acord, dar Sel, ok, perfect. De ce o să fie? Eu n-am nimic împotriva. Dacă dar Sel e de acord, eu sunt și eu de acord. Ok, Alice, fii atentă. Tu ai spus că să-ți mai dăm 2 runde și o să câștigi, așa ai spus, nu? Da, exact. Păi fii atentă, uite, asta e prima rundă, după să mai dăm una. Dar prima oară să vedem acum ce să faci. Că dacă mori Alice din prima, chiar Alice, n-am ce să mai fac eu. Atât am putut să te ajut, mai mult, dar tu nu pot, sincer. Pentru că nu e corect. Fii atent, pentru că tu vorbeai și el m-a distras, mai trebuie să dăm încă una. Fii atent, Alice, intrăm pe laser, lasă asta, prostile. Intrăm pe laser. Oricum e frate, oricum pierd, oricum e nabă. Ok, deci intrăm pe laser și după mai vedem dacă mai băgăm ceva. Alice, te rog, o rundă, vreau să pariez pe tine, o rundă că o să câștigi. O rundă, Alice, atât, nu-ți cer mai mult de atât. Mamă, laser, Rafaele. Normal, dar Sele, mai știi ce ai făcut în episodul trecut, da? Cu tine, când am jucat, da? Mai știi, dar Sele, că ți-ai spartat satura asta. Ce ai făcut tu, dar Sele? Ia mai adu aminte la oameni. Sau lasă, îi punem pe oameni să vadă videoclipul ăla când te-am adus pe tine prima oară în locul lui Alice, că a fost jale, pe bune, dar Sele, chiar ai dat rage. Da! Acum Alice o să spargă ta satura. Și Alice, nu mi-e rușine nici cu Alice, că a ieșit din apel atunci. Acum, dacă tu ai bătut-o în continuu, chiar nu știu ce ar putea să mai facă, dar mă, cine și-a schimbat skin-ul ăla, Alice, tu ești? Oare eu sunt? Ai skin-ul norocos, nu vezi că e verde, înseamnă noroc, putere, ei, te bat acum de puțin. Deci bătălia finală pe laser, deci că practic asta ar trebui să fie ultima hartă. Avem câte 3 runde, să vedem câte runde ar putea să câștige Alice, pentru că Alice n-a câștigat încă nimic, nu știu, Alice. Fiantină, Alice, cum faci și acum o să moară? Da, așa, sigur mor. Alice, mă cam dezamăgei, sincer, nu mă așteptam în halul ăsta. Deci trebuie să zic așa mereu de fiecare dată că te dezamăgesc, că văd că o să câștigi dacă zic eu treaba asta. Mă, tu ești o dezamăgire. Mulțumesc, Alice, da, și dar să râde, dar să le vezi că ai murit, dar să le vezi că dacă te bate Alice acum, nu știu, dar să le că până acum nu te-a bătut, e cam urât așa să pierzi așa dintr-o dată spre final. Deci vrei să facem cine câștigă asta, câștigă tot? Hai! Alice a câștigat prima rundă pe laser, deci oare asta să fie... Am descoperit ceva, mi-am dat seama de ce, uite, dar să le cerea sau nu știu ce, dar eu mi-am dat seama de ceva. Dar să le, tu și cu mine și cu Alice, văd că tu cam pierzi pe laser, deci care e faza, ce se întâmplă, dar să le vrei să-mi spui și mie? Bă, fii antenă, eu, ce fraierul! Pe spune-mi mie, te rog, eu, de ce ești cartofar? Ce cartofar? Cereale. Cereale, dar să le ia, spune-ne și noi, chiar suntem curioși, dar să le, tu ai ceva, vreo legătură cu laser, deși ăsta nu știe, e blestemat pentru tine, că văd că pe laser te ești tu cam pierd și cu mine și cu Alice, da, atunci bă, e la rage. Îți blestemat, bă! Păi văd, dar să le dai-ți la cuțitura să distrugi laserele, nu? Da, fii antenă, fii antenă! Ia, arată demonstrații, dar să le cum distrugi tu laserele la cuțitura, ia să te văd! Bă, deci da, tu ai câștigat, deci practic eu am pierdut, deci practic de acolo îmi invers, eu am câștigat, tu ai pierdut, deci eu am câștigat tot, Bă, Rafael, dar fii antenă, este egalitate, bă! Bă, dar, uite că a intrat în apă, egalitate, Alice, este egalitate, mai o rundă! O
rundă, da. Alice, mai aveți o rundă. Venit aici să vă spun că asta nu a fost ultima rundă și cine câștigă asta, câștigă tot, de fapt. A, tot? Auzi, dar, bă, dar să le tuci, dacă te bate acum să câștige totul, e de acord, e de acord, eu sunt de acord pentru el. Bă, și eu aș fi de acord pentru că așa a zis într-un fel că chiar, bă, dar să le, dacă tu ești de acord, ai încredere că tu ești mai bun și asta e foarte bine, să ai încredere în tine. Dacă eu câștig, toată lumea trebuie să dea like și subscribe, ok? Ok, și tu trebuie să mai și intri în party, cum ar veni, dar să le, că altfel nu mai poți să câștigi nimic. Ceea ce este bine că tu, dar să le, ai o singură rundă pierdută, practic, și hărțile le-ai cam câștigat până acum. Acum să vedem cine o să câștige ultima hartă, pentru că e 1 la 1 și Alice, bă, te rog eu, Alice, fă-o pentru noi, pentru abonați, pentru toată lumea, pentru mine, că până la urmă ești fana noastră. Bă, deci eu n-o să fac niciodată ceva pentru o dezamăgire. Ah, ok, și da, ești tu fană, nu? Păi da, cine a zis că-s fana ta? Ah, ok, deci practic tu ai intrat așa peste noi, ai făcut mișto de noi, ne-ai zis că ești fană ca să te împrietenești cu noi, nu? Da, poate e sală de Arusel. Ah, fană lui Darusel. Am înțeles de ce ai câștigat tu doar o rundă. Acum vrei să spui că tu lași pe Darusel să câștige meciurile, că ești fana lui, nu? A, da. Ia să vezi tu acum, stai așa. Alex, mă cam dezamăgeai, sincer, Alex, ia să te văd. Acum când îți zic treaba asta, ar trebui să câștigi. Este dezamăgire. Alice, e antenă, Alice, vreau să zic că fii antenă. Ai jucat bine sau ai că ai jucat unul? Da, atât a avut. Da, ok, deci am rămas singur. Practic, scrieți voi acolo în comentarii cu cine, care intrăm înapoi. Da, gata, ce faceți? Intrați, ieșiți, ce faceți? Bă, vreau să zic că de, pentru un timp nu vreau să mai pot să mă mișc. Cum adică, mă, cum adică, cum să nu mai pot să mai te miști? Ce-ai făcut, Ales? Adică... Ah, ok. Bă, Rafale, fii antenă, acum mănânc un Kinder, bă, fii antenă și mănânc un Kinder cu plăcintă, cu șocolată, Alice, haha, eu măcar îmi primit iaba. Da. Așa, tu crezi că eu nu pot. Ok, m-am pus pe difă, încă deja nu se mai poate, nu înțeleg. Ăștia s-au pus acum să mănânci, amândoi fac bătălia, mâncare, nu știu care este fata, dar scrieți acolo în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. Vreau să dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți în comentarii ce vrei să facem data viitoare, dacă vrei să mă bat eu contra lor sau dacă vrei să se bată Darusel contra mea și al lui Alice sau Alice contra noastră. În fine, scrieți acolo în comentarii ce vrei să facem în următorul episod de Stumble Guys și aia o să facem. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.